Un accident rutier a avut loc astăzi într-un sens giratoriu după ce un bărbat nu a acordat prioritate. Deplasarea prin intersecțiile cu sens giratoriu într-o lume în care nu toți șoferii sunt perfecți și unii mai uită regulile de circulație poate fi o adevărată povară. Accident în sensul giratoriu de pe centura ocolitoare a Severinului din zona localității Halânga. Aglomerația din cursul de astăzi și vremea ploioasă a cauzat un eveniment neplăcut. O familie care circula regulamentar din direcția Motru, într-un autoturism marca pasat a fost lovit de o altă mașină condusă de un bărbat care nu s-a asigurat corespunzător. Bărbatul circula pe centura ocolitoare a municipiului. Eu veneam despre Motru, a, și băiatul venea de aici, din partea dreaptă. Cum am intrat aici și -a, nu a dat prioritate de stânga, a intrat în mine, vedeți și dumneavoastră. Familia implicată era din comuna Căzănești. Din fericire, în urma accidentului, nu au rezultat victime omenești.